Sărbătorirea Zilei Drapelului Național a început la ora 9 printr-o ceremonie în piața prefecturii, în cadrul căreia steagul a fost ridicat pe catargul din piață. Înainte de arborare, drapelul a fost binecuvântat de un preot. Autoritățile locale și județene au rostit alocuțiuni despre semnificația acestei zile. Ne închinăm cu respect astăzi în fața unuia dintre reperele naționale care ne reprezintă ca popor peste tot în lume. Alături de imnul național Sistema Țării, drapelul național este cel mai de preț simbol al românilor. El ne reamintește fiecăruia dintre noi datoria sfântă de a servi cu credință patria și de a apăra cu orice preț unitatea și independența României. Ziua Drapelului Național reprezintă o sărbătoare pentru românii de pretutindeni. Și președintele Consiliului Județean Gorgion Călinoiu a pregătit un discurs referitor la semnificația Zilei Drapelului Național. Steagul e România. Acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele străbunilor noștri și îmbelșugat cu scutoarea muncitorilor. Este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții, unde se vor naște copiii noștri. Steagul e totodată trecutul, prezentul și viitorul țării. Este întreaga istorie a României. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a declarat ca tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor. La Târgu Jiu, parada militară a încheiat seria manifestărilor dedicate Zilei Drapelului Național.